253 de apartamente ANL a repartizat Primăria Tinerilor Giurgiuveni. Mii de dosare au fost depuse de cei care au dorit să aibă o casă a lor. Au urmat analize, punctaje pentru fiecare dosar, ca într-un final doar 253 de norocoși să se mute în casă nouă. Apartamentele ANL pot fi cumpărate de către cei care locuiesc în ele. Nimeni însă nu îi obligă să facă asta, deși cei care au dorit acest tip de casă păreau dispuși să devină proprietari. Până la această oră, niciun apartament nu are proprietar persoană fizică, toate rămânând în custodia primăriei. De anul trecut s-a dat o lege prin care tinerii căsătoriți care sunt beneficiari de apartamente din ANL pot să le cumpere. Sunt câteva cereri și la Primăria Municipiului Giurgiu. În țară, este adevărat, sunt mult mai multe cereri și chiar s-au vândut aceste apartamente. Fondul acesta pentru ANL, de asta s-a și luat această măsură de a se vinde, pentru a continua acest program benefic pentru tineri în final, pentru că la un moment dat, anul trecut, prin vară, știți că nu se mai construia nimic în țară pe linia ANL-urilor, nemai fiind bani. Uitați, banii ăștia care s-au încasat din vânzarea de locuințe sunt virați la Agenția Națională de Locuințe, la ANL-uri, și ei se introduc din nou în acest circuit. Conform spuselor viceprimarului Alexandru Vladu, motivul principal pe care l-au invocat chiriașii ANL când vine vorba de cumpărarea locuințelor pare să fi fost posibilitățile reduse de creditare pe care băncile le-au oferit. Municipalitatea speră însă ca noile programe oferite de bănci, precum prima casă sau creditele avantajoase, să încurajeze pe tineri în a deveni proprietari. Suprafața unui apartament ANL este de aproximativ 50 de metri pătrați, iar costul unui metru pătrat este de 326 de euro plus TVA.